Programul Rabla vine cu vești bune anul acesta. Bugetul pentru 2022 se ridică la 1 miliard 200 de milioane de lei. Vorbim despre cea mai mare sumă alocată până acum programului. O noutate este faptul că poți obține două vouchere pentru a cumpăra o mașină nouă. Cu toate detaliile vine reporterul Observator, Claudiu Loghin. Bună seara, Claudiu! Spune ce opțiune avem dacă vrem să ne luăm mașină nouă. Bună seara, dacă vorbim de programul simplu Rabla, e bine, pentru predarea unui autoturism, prima de casare este între 6.000 și 7.500 de lei și se adaugă ecobonusul de vechime în valoare de 1.500 de lei. Evident, există noutatea aceasta potrivit căreia se pot preda două autoturisme vechi și în acest caz prima de casare este între 9 și 12.000 de lei, iar ecobonusul de vechime, evident, este dublu în valoare de 3.000 de lei. Ce înseamnă autoturism vechi? Ce înseamnă Rabla în viziunea acestui program? O mașină cu cel puțin 6 ani de la data fabricației sau de la data primei înmatriculări în România. Ne referim și la programul Rabla Plus și în acest caz pentru achiziția unui autoturism pur electric, prima de casare este în valoare de 46.500 de lei, iar pentru un autoturism de tip plug-in hybrid, prima de casare este de 21.500 de lei și în acest caz, pentru Rabla Plus se pot preda două autoturisme vechi și în acest caz, pentru cumpărarea unui autoturism electric, prima de casare este de 51.000 de lei, iar pentru plug-in hybrid de 26.000 de lei.